Mai sunt aproape trei săptămâni până la întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi de la Timișoara. Într-o atmosferă plină de entuziasm și armonie, voluntarii au ocazia unică de a fi alături de oaspeții din toată lumea și de a pune în practică motoul evenimentului Voi sunteți prietenii mei. Împreună, ei creează un spațiu în care fiecare tânăr se simte acceptat și valorizat. Un rol important în desfășurarea evenimentului de la Timișoara îl are colaborarea dintre universitățile din Timișoara, Universitatea de Vest și Universitatea Politehnică. Ambele instituții de învățământ superior s-au unit pentru a le oferi voluntarilor oportunitatea de a se implica activ în numeroase activități. Primirea oaspeților din diaspora și din țară se concretizează prin oferirea unor spații de cazare generoase și prin asigurarea meselor zilnice pentru toți participanții. Vor fi 100 de voluntari în spațiile de cazare cu atribuții în primirea și cazarea grupurilor, în mânarea materialelor întâlnirii și distribuirea micului dejun în zilele de 2 și 3 septembrie. Frații creștini și surorile care vor veni în Timișoara vor păstra și o amintire legată de locul în care vor dormi și hrana pe care o vor primi, dincolo de cuvântul duhovnicesc. Prin urmare, atenția este pe măsură astfel încât toți cei care vor veni să aibă parte de. O cazare nu doar confortabilă, ci pe măsura evenimentului. Hrana îi acordăm o atenție deosebită, se va oferi în spații specializate, amenajate cu avize. Avem în vedere constant această grijă: față de cel care va mânca ce va mânca astfel încât să nu existe nicio formă de umbră asupra hrănirii și mai ales a conținutului care este avizat prealabil. Mai mult decât atât, numărul voluntarilor este copleșitor, ceea ce înseamnă că acest eveniment este așteptat. Este foarte adevărat că amânarea evenimentului a dus la un grad de așteptare care a tot crescut și s-au adunat nu puțin voluntari. Prin urmare, avem pentru fiecare cămin în parte cler profesor de religie voluntari fiecare delegație va fi însoțită nu va exista un moment în care cineva dintre oaspeți să nu poată primi răspuns la o întrebare adică noțiunea de permanență nu este doar una fizică ci este și legată de nevoile care sunt complexe sigur ei vin pentru un program vin la un eveniment însă dincolo de toate acestea sunt oaspeții eparhiei sunt oaspeții Timișoarei și ca atare trebuiesc cinstiți. Pe parcursul evenimentului, toate mesele vor fi oferite participanților în două spații adecvate, unde 160 de voluntari vor fi mobilizați pentru servire și, ulterior, colectarea deșeurilor. În primul și în primul rând este o mare bucurie și cinstă pentru noi să fim parte dintr-un asemenea proiect, de -o asemenea anvergură, deoarece doar să vedem atâtea mii de tineri în jurul Arhiepiscopiei noastre, în jurul Părintelui Mitropolit Ioan, care este un iubitor de tineri, reprezintă cinstea cea mai mare în această perioadă, care iată se află la început de an școlar. Și bineînțeles, una dintre dorințele în arprea simției sale, exprimată foarte clar, a fost aceea ca acești participanți tineri să aibă parte de cele mai bune momente, să zic, ale servirii mesei, să nu le lipsească nimic, să fie bucuroși, să spunem, și de această parte a milosteniei trupești pe care în altea simțitul părinte mereu o exprimă prin diferite ocazii și de aceea una din principalele sale priorități, pe lângă întregul aspect al evenimentului, a fost acela ca masa să aibă cinstea și locul cuvenit. Noi, ca și reprezentanței în sale, împreună cu voluntarii, care sunt undeva la 160 de voluntari dedicați mesei. Am încercat să pregătim din timp, deși nu mai este mult timp până la începerea evenimentului. Aspectele legate de masă sunt pregătite. Locurile în care se vor ține mesele vor fi împărțite în două. O parte din participanți vor lua masa la cantina Politehnicii iar cealaltă parte la centrul de afaceri din Timișoara, unde a fost pusă sala la dispoziție. În organizarea mesei, noi am încercat să avem în vedere toate aspectele, începând cu modul în care sunt așezate mesele, modul în care vor intra delegațiile la mese, pentru că vor mânca simultan aproape 3000 de participanți în cele două locații. Și de aceea împreună cu voluntarii deja am avut câteva sesiuni de pregătire, am chemat chiar ospătari profesioniști să ne învețe să punem masa, într-un chip organizat și corect. Am avut sesiuni de formare a modului în care, așa cum am spus, vom așeza mesele, iar pe viitor, în funcție de competențele voluntarilor, fiecare își va avea un loc bine stabilit în acest proces de servire a mesei pentru 3000 de oameni. Simultan, pentru că cu toții vor lua masa în același timp. Întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi, ediția 2023, va avea loc la Timișoara în perioada 31 august-3 septembrie.